50 de milioane de euro vor fi la dispoziția fermierilor anul acesta pentru înființarea a 1000 de ferme familiale. Statul le va sprijini cu câte 50.000 de euro. Astfel, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, consideră că li se va da posibilitatea celor care lucrează sau vor să lucreze în mediul rural, dar sunt la limita subexistenței, să dezvolte o afacere în agricultură. Statul va finanța proiecte din sectorul vegetal, horticol și zootehnic. În ceea ce privește zootehnia, sprijinul este destinat celor care au 3-4 vaci și vor să se extindă până la 15-20 de animale. Pentru a beneficia de sprijin, activitatea economică desfășurată de ferma familială trebuie să fie înregistrată și autorizată. Activitatea poate fi individuală sau împreună cu familia, pentru asigurarea autoconsumului, dar și pentru comercializarea surplusului de produse obținute. În acest program se încadrează doar fermele familiale cu o producție agricolă de maximum 48.000 de euro.